de n-a fost genial la Ian Warman. Da. Că ce, că Mă poate să tacă 2 săptămâni? Sau aia cu vezi căpușa? că mor în piscina, Care mai aia cu căpușa? mi-a zis așa, uite, de fapt, femeile sunt moarte pe motocicli și așa. Bă, cred că suntem live. Am să-mi fac față. Te că mi-am scos un pic asta. Bă, eu sunt live acum. Hai, întoarce la Șalenski. Mondial. Femeile sunt martele pe motocicliste, gata, hai că suntem live. Dacă da, suntem live acum. Așa că nu vă mai băgați, nu vă mai scoateți. Și auzi, una dintre voi. Ce ai făcut nimic? Una dintre voi să-și țină telefonul pe live, să se uite, dar fără sunet. Așa, scoate sunetul. L-am scos. Așa, și întoarce telefonul ăsta, bagă-l pe lens. Pune-l. Ca să ne vedem ca lume. Așa. Gata. Hai că voi aveți noroc, că dacă întoarceți telefonul așa, vă vedeți amândouă. Vă vedeți amândouă dacă întoarceți telefonul așa, dar sunt unele care trebuie să întoarcă telefonul așa să vadă doar ea. Odată am fost cu o tipă de asta, am fost combinat cu ea, combinat. So, okay. I-am tras-o într-o noapte. Așa, și să vă spun cum s-a întâmplat. Deci, fut eu acolo ce fut, îmi dau drumul și când termin, mă rostogolesc așa de 2 ori și încă eram pe ea. Mă mai rostogolesc de 2 ori și am ajuns lângă ea. I like big butts and I cannot lie. Your other brothers can't deny. Deci, să facă cea mai rotunșoare. Da, mai amică. I'm loving. Fii antenă, ce-mi zice Facebook-ul. Diana Maria se uită cu tine. Aoleu. Ei, că te uiți cu mine. Stai așa, eu am aici monitor. Așa. Ia uite și pe mădă, ce faci mădă? Dacă vrei intri și tu mai încolo. Cred că a intrat, a văzut ce s-a întâmplat. Bă, lasă-mi și-o pe telefon. Să intre pe live, mă. Bă, uite, ceva, că nu mergem în mod. Dacă intră mama, eu nu stai aici, dorm. Dacă intră mama, eu dorm. Dacă intră și tai, nu se rămâna. Abia te-ai trezit, te duci la muncă. Tu știi? Oricum, am făcut mă gros. Tu știi cum era fimea pe live-ul tău? Cum era? Acum era mișto. Beată! Rangă! Da, a fost așa. Zici că a zis-o, cum să spun, zici că a zis-o nemțește. Cum a fost bună? Îl spun eu, beată, franga! Hai! Bă, să...
lumea, dacă vrea să ne zică ceva, să ne transmită ceva, să ne transmită, oricum nu ne, nu-i băgăm în seamă. Așa, ok. Vezi că e un mic delay între noi, ceea ce e un pic nasol. Așa. Pentru că eu vreau să fac cumva, vreau să mă uit la un videoclip acum. Așa. Ce dorește? Păi da, voiam să-l vedem împreună, înțelegi? Și să-l comentăm împreună, dar nu o să-l comentăm, mai fac eu pauze așa și mai întrezim. Poți să mi-l trimiți mie dacă e. Cel mai bine așa și tu te uiți foarte bine. Bravo, da. Bă, smart. Vezi, mă? Știi că eu sunt expertul cu filmările. Așa, bun. Știi ce am zis? Poate nu s-a auzit ce am zis. Am zis, stai că strismit. Am trismit? Da, am vrut să zic că îți transmit sau îți trimit. De așa, că l-am avut aici în history. Că m-am uitat la el acum, l-am ascultat. Așa. Două secunde, pentru 2 secunde am crezut că o să am cineva. Hai mă să comentăm. Stai așa, Diana Maria, unde ești mă? Diana Maria. Diana Maria? Maria. Nevasta lui Băsescu, Maria. Uite că ți-am trimis acum, ți-am trimis... Așa. Da, eu dacă mă uit la videoclip. Nici o lângă, 5 minute ne uităm, 5 minute sau luăm o pauză? Băi, facem pauze de-a lungul videoclipului. Bă, dar nu, că nu merge, e... Stai așa un pic, poate reușesc să... Stai așa. Bă, știi că mi-aduce aminte de Dexter. Da, cu de fapt, cât timp eram eu la bar, de fapt, eu credeam că mi-e fetă așa și ascultă, pentru că ce făceam de familie? Ce făceam? Ca planul diabolice, căuta clipuri să comenteze, să facă. Ce face Mihai? A, ia stai mă, bă, auzi? Nu. Nu-mi cea pene. Ia, fii antena aici, stai un pic. Reasta aplicație, tot ecranul. Acum... Ei, mă, e tot ecranul. Poate nu mai vedem noi, spără, nu? Nu știu, dar fie ai mine. Acum nu mă mai vedeți, dar îmi vedeți ecranul meu, nu? Da. E, uite, e mai bine așa. Vedeți videoclipul, nu? Da. Miu, ne vedem și noi. Mamă, ce ciudat e. Mamă, ce teribil. Nu mai băgați copiii, le zi. Hashtag rest in peace, little peep. A, așa, bun. Și stai să fac cumva. Să vă vedeți voi, da. Poate vezi acolo, sus, într-un colț, Pornhub, ca și vede. Bă, nu merge, o să mă văd doar eu. Dar hai că... Ce? Era ideea să ne uităm... Era ideea să ne uităm împreună la clip. Au acceptat doar ei, ok. E în regulă. Așa, să mergem. Așa, bun. Să mergem unde în viață. Hai, bă, ne uităm. Hai, mă, hai, să ne pregătim. E toată lumea atentă, da? Gata, let's go. Așa, let's go, ia. Dăm drumul la melodia. E melodie? Da. Night is in bed. We're going on a trip. Better place than society. We sell our souls and we search our happiness in artificial paradises. I have bleed for too many times. Lost causes. I have no more any regrets or feelings. I hate and feel up with unscrupulous men. Dați voi mai încet un pic. Ia uite! Dați voi volumul mai încet la voi. E dat pe mut. La voi e dat pe mut? Da, nu se aude nimic. Deci nu se aude nimic.
Bine. Sau de la mine posibil. Bine, ok, stai așa. Dai un, dai un pic de volum, dai un pic de volum. Ok, gata. Așa, ia. Bine, bine, e un pic mai în urmă cum ar veni live-ul meu, adică ce văd eu. Da, 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 normal, normal. Ați observat ce s-a întâmplat până acum? Au răpit-o pe fata asta, ați văzut? Aha, da. Ți-au răpit-o. Și știi ce o să facă maică? De-aia să ai grijă, maică, atunci când ieși în oraș. Să ai mare grijă, că uite, te răpește un nenorocit de ăsta. Aha, da, am văzut, am văzut că au luat-o pe aia. Și te bagă la produs. Uite. Cum am luat-o? Hai, hai, nu mergem. Uite. Bă, da, n-a ripostat, n-a făcut nimic. Ce? Aia n-a ripostat, n-a făcut nimic. Aia s-a lăsat să aprinde lor. Exact. Aia n-a făcut nimic. De ce vina ai ei? Da, ai da! E vina ei, da! Salut, Adrian! Uite, ne uităm la videoclipuri împreună! Uite! Și ai văzut că a arătat pentru o fracțiune de secundă, a arătat un telefon spart. Adică i-a luat telefonul și l-a spart, ca să nu poată să sune acasă. Păi m-am pus aici, nu sunt poate. Și aici... Aici aș aduce ea aminte. Aici aș aduce ea aminte de mult, de cum era odată. În tinerețe. Aici e în Reghin, în cartierul Democrației. Am avut o gagică care stătea chiar pe aici. Se putea să dăm de pe aici. Mă, auzi? Știi care e faza? Cred că ar fi cel mai bine dacă v-ați băga căști în urechi. Din păcate, eu n-am. Auzim oricum. Nu, 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 că dacă aveați căști, nu se mai auzeau de două ori vocile și de-aia. Ai căști? Nu. No. Ana nu are căști și am nevoie de cablu, jet, de mufă, jet, care trebuie să merge. Jet. Eu n-am căști, de exemplu. Eu n-am căști, am nevoie de mufă, jet, ca să pot să fac căști în telefon. Altfel... A, am înțeles, ok, bine. Să lingă ăștia aici. Bă, dar are părul lung. Ce-i drept, are părul foarte lung. A, ia. Zici că e de... Băi, auzi, bă, ăștia sunt în club. Băi, frate, ăștia sunt în club. Urmează să meargă. Eu am ajuns la club. Nu, e pe stradă. Să-mi zici că n-ajungi în club. Să-mi zici că n-ajungi în club ca să dau place. Dar ai ghicit că chiar o duce în club. Stai că dăm, derulăm, că nu e așa interesat. Uite, gata, uite. Dăm la club, da? Uite când intră ăștia în club. E unul care dansează, tu care dansează. Da, da, da. Toți cu tine cât aș vrea să fiu. Sa la 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 cu tine să fiu. Ia, cum au intrat și ăștia, oameni mari, ce sunt ghiia. Dar nimic, absolut nimic suspect că intră unii în club cu una care are de-aia la ochi, care are ochii acoperiți. Ba da, uite, ba da, uite, are de-aia. Cine, mă? Vine la șmeter. Vine la șmeter. N-a zis, mă, nimeni. Da, e feriche. Ia uite. Ia uite-l ăsta cum merge la feriche, la club. Ia uite-l ăsta cum las cu telefonul. Noi când ne întâlnim la bar, așa ne vedem da. Și noi. Dar voi vedeți că toate sticlele după masă sunt nedesfăcute? Am văzut. Așa, și în afară de asta, în afară că sunt toate sticlele nedesfăcute, mai e o chestie foarte, foarte... Stai că mi-am... Sunt obosit. Mi-am pierdut și nu gândirii. Voiam să vă zic cum se numește clubul. Știți cum se numește clubul ăsta? În Reghin? Că am fost. Se numește Shark. Shark de la Reghin. Dar faza care e?
că ardelencele știi cum pronunță? Pronunță ceva de genul, mergem în șarc, în șarc. Du-te, frate, n-ai cum. Și erau două, club, erau două cluburi, era ăsta, șarcul, un fel de diva. Șarc? Băgau și manele, era așa cu de toate. Și, a, așa? Și mai era încă unul, cred că se numea White. Ăla era club de fițe, înțelegi? Era cu șmecherie acolo. Așa, bun. Hai că o prezentatoarea noastră s-a dus. S-a dus pe afa sufletei, rămân eu acum pe tine. Hai că am rămas la secvența cu mașina, s-a arătat o mașină. Cine, Ana? Da, adus, vine imediat, vine două minute. Păi eu voiam cu amândouă. Atunci o așteptăm, mă! Da, mă, nu lasă, că da. Așa, uite. Hai. Și acum e sceneta, derulează tu până la minutul 2, secunda 31. Ah, ok. Și uite, apare o mașină. Da. Un Audi, scrie Mafia. Adică e mașina mafiei și mafioții asta fac, mafioții. Scriu cu litere mari pe mașina lor că e mașina mafiei. Direct suspect, direct. Logic. Logic. Ea, e cum și ăștia din armată, așteaptă. Păi ați intrat cu capul. Uite, și vine Feriche, Feriche ăla mai mare. Ăla, da. E Feriche cu bodyguard-ul lui. Ce faci, mă? Așa, aici începe music video. Aici se face, da. Ia uite, am pus grafa aia în brațe și aduce aminte. Da, da, uite. Băi, eu nu știu la ce vă uitați, o, stai așa un pic. Eu sunt la minutul 3, secunda 3. Minutul 3, stai așa, secunda. Iată să văd, unde ești? Gata, minutul 3, secunda 4, cum ar veni, stai aici. Așa, rămâi acolo, rămâi acolo, să dăm play, să dăm play amândoi, zic eu când. Ok. Stai așa, 3, 2, 1, play. Ok, gata. Și aia dansează, a, uite că... Și-a dus aminte, mă! Asta e că eu am fost la casa aia! Bă, unde trebuie? Uite, și acum apare Feriche, cu costumul lui de la nuntă. Și dansează, uite cum dansează ăsta! Cu grasa asta! Bă, cum zici ce gândi aici? Asta e unul frate care dansează și că e joie, frate! Exact, exact, exact! Bă, voi vedeți câtă frunte are tipa aia? Ba da, am văzut. Are frunte, mă, da. Nu-i dracu-i, bă, ce treaba a venit acolo? O veni, o veni mafioții care meștecă gumă. Rahan. Uite, și le aliniază pe fete ca să le vândă. Acum face de... Asta e grasă, mănâncă mult. Asta e țigară, nu, nu-mi place roșu. O iau pe asta. Asta are frunte, mâncați așa. Are potențial, am noroc. Luați și puneți mâna pe valizete. Să pună toată lumea mâna pe, vazil, pe valiză. Care n-a pus mâna pe valiză, mă, să-i curvă. Asta nu e mai mâncă. Uite, și-a luat-o pe fată, uite-o. Bă, dar a luat-o pe care are frunte, să mor eu. A luat-o pentru frunte, o folosesc să pună reclamă, băia. În loc să-i da, în loc să-i da cu scula pe obraz, că prea de frunte. Și-au plecat în viteză, mă, care... Are ăsta, are Audi. Ia. Audi mașină puternică, mă. Pe bune că nu era 15. Nu era 15 mai. Nu era 15 mai. Nu era 15 mai. Cine s-a așteptat? Gata, s-a terminat, frate. Nopțile și acum? Nopțile cu tine cât aș vrea să fiu. Și tot timpul mă gândesc unde ești. Bune, nopțile cu tine. Nu era 15 mai. Am o să-mi fut una. Nu era 15 mai. Hai, acum să vă văd text argumentativ, 150-300 de rânduri. Și că pe comentarii, aia mănâncă și fața de masă, pe grasă. Dar îmi place că se duce, îmi place că se duce la grasă așa, să uită la grasă și ce grasă e asta, nu, asta mănâncă mult.
Asta ne bagă în pat. Da. După aia se duce la aia din mijloc, care e de etnie romă, știi? Și parcă îi spune așa, eu nu sunt rasist. Dar... Dar... Trec mai departe. A lăsat pe aia scăpat. Și se duce să o ia pe aia. Stai un pic, stai o secundă. Rămâneți o secundă aici. Eu vreau... Mă duc să-l iau și pe piston. Îl aduc pe pistonul în casă. Stai așa. Mă, să ajuns eu fericirea până la început. Pizdon! Pizdon. M-a frunțit. Curăzi, curăzi. Comentarii. Nu-i găsit curăzi. Da. Bună ziua, prieteni! Ce faceți în această seară? Ne-am gândit să facem un Q&A sincer. Oh, no. Ia să gândim, mă mulți. Ia zi, cum s-a mărut acest videoclip care n-a venit? Zima! Mă, să mă rog, nu știu ce la cine a pus bine, să ne uităm la astea, frate, bun, doctrinează, ce dracu. Păi, care credeți la muzică? Gata! A. Așa. Da, prin zi, că nu ne aud acum. Hai! Vino mă încoace puțin. De vază lume. De cum trebuie să fac de Mihai Bună, nu mai de rău? Ce zici? Ce zici, mă? Discutat de Mihai, nu mai cum mai de rău. Ba nu ne vedem, stai așa. Cum mă? Uite-te mă la cameră. Uite-te la cameră. Nu, Yes. Nu te trag de handicapată, pâine, nu face chestia asta. Păi fac de asta, web chat. Băi, scuzați-ne pe noi, dar nu suntem zoofile, dacă vreți să participați pentru Mihai. Aproape suntem în 2020 și ne-am auzit de pe ce. Serios? Hai să pun ăsta la loc. Ia du-te bă la loc. Ce? Încet. Așa, să-ți regești mai în relația între Mihai și Pistorn. Concluzia este că... Ar trebui să părăsim live-ul ăsta cât mai repede. Nu mai e nimic acolo. Da, mie, nu mai e nimic acolo. Da, urmați noi. Da, urmați noi. Da, acolo era Pistorn și Mihai. Și acum a dispărut și ce? Da, Mihai și noi, nici Pistorn. Păi da, s-a dus să-l dea afară, s-a dus. Da, s-a dus să-l dea afară. Băi, ce ciudat e, băi. La tot afară. Iezeam, hai să facem cu primul Q&A. Ce vreau la această seară? Eu ce fac? Gata, m-am întors. Știi ce ziceam? Noi eram cât timp distorsei tu, Ana, și să puse filme cu tine și pistol și eu eram acolo bună ziua. Eu nu eram filme. Da! Îți bate joc cu un câine. Așa, aaa, vai ce-mi bagi joc de-l. Așa, și ce ai zis tu? Ce râde? Stă pula mea, nu mai da în mine, că mă înțeles. Era mișto să-i dea cu ceva. Să-ți audă ca la house. Sau să se audă ca la ăsta, ca la Biju, ăsta, Costel Biju. Costel Biju. Păi. Da, nu am regăsit la Q&A-ul nostru sincer din această seară. O să răspundem sincer la toate întrebările voastre. Vreți să pui întrebări? Nu, mai da. Uite, avem întrebare.
Când ai salutat prima oară primul băiat? Ia răspunde la când ai salutat prima oară primul. Ce zodie ești? Da, zi, Mihai. Vreau și o părere drăguță, sinceră, de treabă, înaltă. Cum? Erau chestiile alea înainte, cu părerile la live-uri, acum câțiva ani pe Facebook. Știu, dar după ce era? După drăguță, sinceră, de treabă și mai ce? Drăguță, frumoasă, de treabă, de vreo de acasă, de altă, nu știu de care acasă era acasă. Asta cu de vreme acasă, știi cum e? Asta cu de vreme acasă e... Mihai, spune-mi sincer, ce părere ai despre mine? Păi, Diana, despre tine am părerea că ești de vreme acasă. Ce înseamnă chestia asta? Nu trebuie să spune, cred că nimic. Era pus la vorba. Rezistentă la apă. Waterproof. Frumoasă, drăguță, de treabă. Waterproof. Gorilla Glass, rezistentă la zgârieturi. Bang și murdăria dispare. Multe mașini, multe proprietăți. Nu caut nimic, doar mă laud. Adrian Brătac de la Heavy Riders, care este singurul nostru telespectator. Deci poți să ne zici acum ce vrei tu, Adrian, ne facem, că e singurul nostru telespectator. A, uite mă că să mai uită o fată. Nu știu mă, doi, trei. Doi, trei. Trei. Mare. Mare-te grădina. Hai că vreau să vă arăt ceva. Ia, ce nu mai arată al mie. High five. Te aici. Ce faci, tare cu... Așa, deci faza care... Că stam... Ce faci, tare? Cine mă, eu? Ce faci? Da. Ia stai mă, Băganeș. Deci, dacă vă uitați pe live acum, eu am un ăsta de Pornhub deschis. No, eu mă ia. Și îmi place să-l mai țin așa din când în când, știi, mai dau mai hâț, să mai vede dita mai de aia de Pornhub. Flashback-uri din Vietnam. Direct. Odată stăteam de vorbă cu... Nu, n-am salvat nimic la favorite. Odată mă întreabă dacă am salvat ceva la favorite după Pornhub. Așa. Odată stăteam cu un tovarăș și vorbeam de una de alta și îi zic, nu mai știu, a fost ceva, bă, cum îi zice la chestia aia? Caută și tu pe net, caută pe telefon. Și el dă pe telefon și era ceva cu... Nu mai știu, a dat search și îi apare primul link care apare, îi apar primul și al doilea, îi apar două link-uri după Pornhub. Adică omul le avea în history, știi? Da. Și eu zic, bă, uite ce scrie acolo, că... Nu știu ce, te-ai uitat pe Pornhub, nebunule, după telefon. Și... Salut, Banu, Alex. Și ai intrat pe live, bani, Alex. Și eu îi zic... Băi, Dricu. A intrat Dricu. Nu înțeleg. Nu știu care a fost ideea. Știu că era un Banu, atât știam, care s-a dus cu Dricu la lăutare. Alex, de ce ți se zice Dricu, serios? Dricu sau Cricu? Că poate îi se zice Cricu. Nu îi se zice Cricu. Hai să vă zic eu de ce. Poate că când auzisem în perioada aia că lui se zicea Dricu, avea la o mașină de-aia, Dric, tuc, tuc, căcat, îi se zicea Dricu și s-a dus cu ea la lăutari. A venit în bar, a venit în Tony și din Tony a plecat Dricu la lăutari. De asta se zice Dricu. Ăla mă trebuie și noi la lăutari. Și ce Dric? Ce mașină avea? Un Dric! Atât știam, nu știu ce mașină, una cu Dric. Un Opel Vectra, la pariu. Păi și ce ăla-i? Ăla-i Dric? Opel Vectra e Dric?
Mie îmi place Opel. Așa îi se zicea. Bă, era tricoi, vezi că e mai stor pe lumea. Bă, mai era vecinul ăla al meu care chiar avea Dric și s-a dus într-o seară cu s-a dus cu unii, nu știu unde. Și eu am mers și o dată că băuse și am mers și eu într-o seară cu el cu Dricul. L-am condus ca să ducem un sicriu. Să conducea bine, era berțan. Am mers cu Dricu până undeva la țară să livrăm un coșciug. A fost așa o urgență. Bună ziua, de la Cargo, livrare specială, sicriu. Uite că banul știe. Era nenea ăla cu firma de pompe funebre. Da, ăla. Lângă mine, uite că știe. Da, așa, știu, stai grevit. Ia, mi-a lăsat. Bă, am mâncat ce-a lucrat. Ce dragul să-ți facem? Intră mă pe video. Alex, intră pe video. Bă, deci avea aia niște ochelari. Ia, uite-l mă. Mi-aduce aminte de asta. Mamă, ce mizerie. Mamă, ce mizerie. Stai așa. Mamă, ce mizerie. Ia zi, mă. Vale de mine. Deja. Vale. Cum am eu ochelarii, așa avea fruntea. Voi mai știți? Știa ce înseamnă ochelarii, știa ce înseamnă ochelarii. Ia știi videoclipul ăla de la, nu mai știu. Cu melodia aia, cu push me, and then just touch me. So I, then just touch me, so I can get my satisfaction. Așa, ce era cu ochelarii? Știți că... Așa. Știți că pe 15 mă duc la schi. E pregătit, mă, eu. Încă... Bă, ce dracu? Zice Trico, ci că acel moment când a venit vara și duci lipsă de zăpadă. Da, uite mă, pa lui l-am condus. Dricului, deci el a fost... Așa, mă... Ia zi. Aici, remix la melodia lui Costel Biju. Tu dai seama cum dă la limbi? Băi, aici, asta. Costel Biju. Uite mă cine știe mă, Benassi Pro Satisfaction, apreciez. Sau cu Y. Sau cu Y. Ce ai scos? Băi, fii atent, Mihai. Ia zi. Asta? Asta. Aaaa, înțeles că bună aia să-mi stai așa. Lasă reclamă. Auzi? Ascultă-mă. Ascultați-mă puțin. Deci eu aștept. Diana, uite-te și tu puțin la mine. Eu aștept. Deși sunt foarte, cum să zic, sunt foarte entuziasmat, am emoții. Să-mi arăți ceva și am emoții. Deci să mor eu, am niște emoții în mine. A fost ideale. Am niște emoții în mine. Uite-te puțin, ascultă. Nici dacă m-aș fute în cur pentru prima oară, n-aș avea emoțiile astea. Și nici atunci n-am avut așa. Niște nedrepti sunt pulă. Bă. Ia, hai. Păi bă, la Costel Biju, știu. Bă, sistem. Hai, mini-party, ești acum, hai. B! B! Bă, sistem. Bă,
Dați share, fraților, dați share masiv. Așa, bun. Hai să vă spun. Da, încep să regret că l-am chemat cu piston în cameră la mine. Deci faza care e cu piston. De câteva zile am făcut ordine prin curte. Așa. Și i-a mutat maica mea, i-a mutat asta. A mutat o canapea din dubă, canapeaua dubei, de la scaune. L-a pus în față la mine și l-a lăsat liber, așa că de vreo 2 săptămâni are piston în loc unde să stea non-stop, deci 24 de ore stă în fața casei. Ca nu cumva eu să ies din casă și să mă duc să mă plimb fără el. Și noaptea stă dementul până pe la vreo 3. Noaptea stă până pe la vreo 3, așa, când se face frig. Și la 3, ia că-mi bag pula, că ăsta nu mai este. Se duce în casă la mama și la tata, le deschide ușa. Să dea jos mama în față. Sau tata, să o închidă. N-ai cum. Se duce acolo să culcă. Și dimineața, pe la vreo 6, dacă iese tata să pișe sau ceva, când aude că s-a trezit tata, se trezește și el zice, opa, e lumină. Și iese iară pe ușă și vine în față la mine și mă trezesc chiar cu el în față. Și ca să vezi, dacă ies din casă și mă încalz cu papucii, n-are treabă, e ok. Dar mi s-a întâmplat acum câteva zile, l-am scos la plimbare. Și când am ieșit din casă, am ieșit îmbrăcat. Am ieșit cu ghiozdanul pe mine. Și am ieșit din casă și am început să mă încalț. Mamă, și el stătea și dormea așa, stătea rezervat. Și când a văzut că încep să mă încalț, s-a uitat așa la mine și deodată. Bă, deci făcea la un moment dat. La un moment dat făcea să mă rău. A avut timp de 30 de secunde. A avut o tonalitate de ziceai că e film porno. Să mă rău. Deci era ceva de genul. Vișă. Acum voi trebuia să mă întrebați, Mihai, la ce fel de filme porno te uiți de scot femeile zgomotele astea? Doamne, nu se cred. Așa. E, și pe 15, mulțumesc. Și pe 15, așa. Voi ce faceți? Ce planuri aveți? Băi, din ce știm noi, eu am un plan destul de mare. Dacă aș avea acum o conversație cu tatăl Anei, știi ce mi-ar spune? Știi ce vrea fimea să se facă pe 15 mai? Nu, ascultă. Ascultă puțin. Știi cum vrea fimea să se facă pe 15 mai? Cum? Îl zic eu, beată, dragă! Bă, pe, ceva, eu vreau să... Deci eu vreau pe 15 mai să mă duc pe munte și vreau să mă duc să schiez. Dar zăpadă nu mai e decât foarte, foarte sus. Băi, dar la mare... La mare, nu știu că cum tu vrei ești cu marea. Nu. Fii atent. Eu am vorbit cu Miruna Bobici. Așa? Cu tata. Cu o tipă, pe 24, să mergem la mare. Bă, ești și-o mă arătă bine. Păi și unde dormiți? Am găsit un mare, 40 sau 50 pe noapte, destul de mișto. Păi că fii să mergem 40 la mare, știi? Mi se pare că n-ai voie. Nu. Da, pot să fac, apar mi se pare, ce mi-a zis și maică mea, apar declarații noi, în care poți să pleci într-o localitate în alta, într-un alt în altul, poți da. Să pleci și pui cât timp stai și de ce te duci acolo. Păi da, și, okay. Păi da, da, dar ca motive, trebuie să fie următoarele. Te duci să faci alpinism, te duci să schiezi,
te duci să nu știu ce, dar n-ai voie să te duci în vacanță. Nu cred că o să fie permis. Eu zic, nu știu. Eu frumos o să scriez. Bă, toată mașina, ai fost să scriez. Deci ai voie, ai voie să faci ceva de genul, ai voie să mergi o zi, să te duci, să te întorci. Dar n-ai voie, nu ai voie să mergi să stai peste noapte. Eu nu cred că ai, nu cred că o să ai voie. În fine, vom trăi și noi. Dar bă, sincer, Mihai, fii antenă. Ce-am zis și eu. Acum fără glumă. Am auzit că putem să mergem, adică toate chestiile astea de... Băi, ei sunt în poliție, dacă nici ai mei nu știu ce să întâmple, ce dracu. Să lasă chestia asta. Nu, adică putem să mergem, dar nu o să fie deschise restaurantele. Barurile. Și barurile, da. Nu știu. Nu știu, să vedem. Oricum, ideea care e? Deci eu o să ajung pe platou la adică, Babele. Mihai, o cazare o să avem. Adică dacă vrem să mergem la mare, la munte și sau în alta, da, într-adevăr, putem să avem. După aia cu mâncare, bă, fiecare se descurcă. Mi se fac care. Mâncare, băutură, consumație, da, să va. Eu nu știu. Nu știu ce să zic. Oricum. Bă, eu știu tot ce știu. Amenda începe de la 20 până la 75. Hai să vă zic. Hai să vă zic faza, ce vreau eu să fac. Las mașina la Piatra Arsă, că mă duc pe munte. Fac drumeție montană. Și las mașina la Piatra Arsă. Dacă las mașina la Piatra Arsă, am de mers mult până la Babele. Unde găsesc zăpadă. Dar pentru că e drum, îmi iau la mine, ghiși ce? Îmi iau la mine roaba. Da. Și îmi pun, să mor eu, îmi pun în roabă, o să îmi pun în roabă schiurile, clăparii, placa, buții, îmi pun boxa, îmi pun trepiedul, îmi iau tot, mi le pun în roabă. Păi și le iau și pe pistoni. Dar pe pistol nu-l bag în roabă. Pe pistol nu-l bag în roabă. Și o să merg cu roaba de la Piatra Arsă, o să merg cu roaba până unde găsesc zăpadă și mă dau pe acolo. N-am o idee, mișto. Și-am dat un bait. Păi zici, da, atunci. Mă distracți. Mișto. Da. Cu roaba, nu să mai cu roaba. Deci dacă nu faci Mihai live cu roaba... Da, o să faci story. Hai cu roaba! Hai cu roaba! Mai zic că era cu fiatele de la... Și mă rog, mai era acum, nu mai e șurubul. Mai, hai cu roaba! Hai șurubul! Ia șurubul! Ia șurubul! Tu înțelegi fata cu șurubul. Ia șurubul! Ia șurubul! Lesbian action. Yes, yes. Nu înțelegi asta cu ea și nu mă credem. E unul care cântă. Ia scrie aici. Ia. Scrie ia șurubul. Ia șurubul. Ia șurubul. Eu frumos. Scrie pe YouTube ia șurubul. Deci trebuie să afle. Mambo și eu mai dăm. Dar te rog. Dacă nu știu, noi știm asta cu șurubul, ți-ai trăit viața degeaba. Așa. Da, las. Dă-i. Așa o să fim și noi pe 15. Așa o să plecăm și noi cu acordă. Șurubul. Ia, auzi? Am și o întrebare. Ia. Că voi stați acum pe net. Așa. Voi ați completat cererea pentru net?
What? Adică... Cererea, ați completat cererea? Ce cerere? Ce cerere, ce cerere, ce cerere, ce cerere, ce cerere. Dacă mă oprește poliția și îmi zice să-mi dai și mie cererea, declarație. Și după aia, poc, ochiul vânăt. Bă, am pare, am pare rău că am făcut glume cu domnii polițiști. Ia zi. Tăiam și eu, tăiam și eu niște lemne și mi-a sărit o așchi de pumne noștri. No. No. Da, trebuie să filmarea asta ca să nu faci, ca să nu pățești chestia asta. Ia tu! Ia Maxim! Ia șorobu! Meserie, cea mai tare meserie! Ce dracu asta mă pupă? Asta are să mură flashback-uri din Vietnam, mă pupă pe cap, mă ia! Da! Diana, Diana, pune pauză, pune pauză, pune pauză. Am văzut. Că n-ai nevoie să asculti după YouTube. Ascultă aici. Mă apucai de cizmărie, cea mai tare meserie. Mă apucai de cizmărie, cea mai tare meserie. Ia șurubu. Ia șurubu. O șurubu. Ia șurubu. Ai fost filmat, gata, basta, mai Mihai, nu. Că nu suntem pe live acum. La cultură generală. Că nu suntem pe live. Nu. Da. Bă, să mă rog, ai făcut becuri din Vietnam, n-ala, n-aș poate. Deci te ascultă, am făcut spazme. Hai că eu vreau să ies. Eu vreau să ies, dar înainte vreau să-și spun ceva Dianei. Ia zi. Îmi plac mult ultimele tale poze de pe Facebook. Adică de pe Facebook? N-am mai postat nimic pe Facebook. De pe Instagram, de pe Instagram, de pe Instagram. Da, Instagram. Adică îmi place și de tine așa ca o copie al Lil Pump, al Lil Lil, al ceva, nu știu. N-ascult. Nu, zic așa, cu Pierce în nas, cu așa mai... Bă, dar Pierce în nas vreau să spun vreo 2-3 ani. Da, nu zic... Păi vremea până să apară Lil ceva, Lil, Lil, Lil. Da, să știi că îmi place și de tine Pizzi, adică eram așa, mă uitam, vă toate pozele astea, bă, ce bunăciune asta! Era... Bă, se poate. Da, mă uit pe telefonul. Bă, cine e bunăciunea asta? Ia. Diana care, mă? Și intru eu așa zic: "A, e Diana aia după off topic." Ah, dar e vedere. Off topic era, mă, grupul ăla. Da, off topic, dar n-am introdus eu, frate. Băi, da, deci mă, știu. Dar am făcut eu Caterinca aia atunci. Băi, știu că tu faci Caterinca când la ăștia noi, nu știu, tu par supărat așa pe ei, de ei, dar tu le faci Cristo. Eu așa m-am cunoscut cu Mihai. Prima dată când l-am dus în Doni, îmi zice asta și că, bă, dar tu cine căcat ești? Că, ce, mi-a dus și mie tu off topic cu un bar, că, dar cine căcat m-am dus? Băi, stai, nu, chiar, mamă, ce am făcut? Băi, dar mi-am explicat lui Mihai. Bă, eu n-am introdus pe nimeni în bar din off-topic, eu nu mi-am treabă cu nimeni din off-topic, n-am avut niciun treabă, m-am dus la un meeting odată. Bă, chiar, auzi, dar așa mai chestie. Mai există grupul ăla? Habar n-am. Că am căutat zilele astea, să mă uit și nu mai e, nu știu, e ciudat, nu știu. Vrei să fii prezident la ăștia din off-topic? Da. Să-i conduci tu. Da. Sfatul meu este următorul. Luana, ia. Nu-i mai da să bea. Pentru că deja se uită că fui. Și are chef de scandal. Ascunde obiectele ascuțite și caută să fii de acord cu ea cu tot ce zice.
Aoleu, Mihai! Mihai, nu, nu, nu! Mihai, totul, cu totul! Stai așa! Mihai, fii atent, că e așa! Dar ce face Ana acolo? Cântă, am auzit că vrea să cânte o manea, că tot făcea cu totul, cu totul! Cântă, 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 cântă! Băi, are și lanterne, ești de bun, e pregătită de orice ea! Țâneam de cuțitar, la 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 la, la 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 la. Ce dracu faci, bun? Ne prezint? Bravo. Ia uite, ia uite, frate, bravo. Băi, să mă... Pentru o fracțiune de secundă am clipit așa, am clipit, am închis ochii. Și când deschid ochii, zic, bă, ce căcat, de ce am dat pe canalul de shopping? Vine să vin la teleshopping. Ce-a venit ăsta care... Bă, taie pâine, ce dreapă. Bă, da, dar mișto, poți să taie pâine în viață. Salut! Salut! Ai dușmani tari în gură? Hai să nu mai fie așa tari în gură. Ce sunt? Salut, nu ne arba. Băi, din teleshopping, din teleshopping cu chestia asta am intrat pe Dalea, să mă rău. Bă, dar ce face ăla? Stai puțin, cuțitul ăla ce face? Nu e cuțit, e ascuțitor de cuțit. Ce trebuie? Bă, cu ăsta face așa. A, zice ascuțitor. Ăsta te pregătești să te bați cu dușmanii. E ascuțitoare, clar. Păi, înseamnă fără niciun fel de glumă. Deci eu ți-am zis... Asta te ajută, efectiv, ăsta. Deci eu ți-am zis, nu-i mai da Luana să bea. Ai văzut? Ai văzut cât timp i-a luat ca să bage cuțitul la loc? Păi, nu am mai fi spus un pic. Deci era acolo, era să... Cum ne spui? Ia cuțitele de acolo, Doamne ferește! Ia cuțitele de acolo! Flashback-ul din Vietnam, frate! Ia ca așa, a luat plusul! Mi-a făcut plăcere! Ce dracu scoate scurătele alea? Bă, nu știu că nu! Bă, să mă iubesc! Hai, vă pup, și am și eu un pic de treabă, adică. Da, Bă, ești nebun! Ai, comisar, Ce rău duce, frate, E, așa și eu, așa de după masă, așa un pic de gust. Ce stai că mi-arată ceva, Ana. Nu mă văd. Bravo, mă. Hai că vă pup. Gata. Vă pup înainte să mă sune tatăl Anei și să-mi zică: tu știi cum era Ana pe live aseară? Îți spun eu. Nu mai am. Nu mai era. Rangă! Nu mai era. Bine, mă, hai, ne auzim, te pupăm, ne vedem pe 15. Ne vedem pe 15. Da. Bă, încheiem discuția, dar totuși parcă aș vrea să văd dacă pot. Mă, pot să fac asta, mă, să fază... Nu. Merge, mă? Să vază camera. Nu mai, dacă n-a început cu camera, n-a început cu camera. Deci eu nu am camera acum. Dar parcă totuși aș vrea să vedem ăsta, videoclipul ăsta, că e genial, uite. Mai las ăsta și după aia gata. There's not always an answer for everything. That is a lie. We make compromises for money, women, for a better place in the society. We sell our souls and we search our happiness in artificial paradises. I have bled for too many times for lost causes. I have no more any regrets or feelings.
I hate and fed up with unscrupulous men, but for emergency, I always have a bullet in my gun for all my enemies. Freeze, 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 fre